Bună seara, stimați telespectatori și iubitori de fotbal. Sunt Nelu Iovescu și vă spun bun găsit la o nouă emisiune, Glasul Tribunei. Emisiune dedicată fotbalului județean. Emisiunea este realizată de către televiziunea Arad în colaborare cu Asociația Județeană de Fotbal dedicată fotbalului județean. Așa cum v-am obișnuit, propunem și la această emisiune discuții interesante despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă în fotbalul nostru județean, iar de data asta mergem pe Crișuri pentru că avem ca invitați pe domnul Sabin Leucuța, președintele echipei de fotbal CS Beliu, și pe domnul Costel Filipaș, antrenorul principal al echipei. Vă spun bună seara și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Bună seara, bună seara. Bine ne-ați invitat. E o mare plăcere să fim aici, invitat la emisiune. Înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să-mi exprim toată admirația față de ceea ce s-a întâmplat vineri la meciul UTA-Botoșani, unde minunații copii de pe tot cuprinsul județului Arad au fost de-a dreptul extraordinari, atât prin numărul mare, cât și mai ales prin atitudinea pe care au avut-o pe tot parcursul meciului, iar la final au fost răsplătiți cu o victorie foarte importantă. Felicitări copiilor, profesorilor, organizatorilor și jucătorilor echipei UTA, care zilele premergătoare meciului au fost pe școlile arădene pentru a participa la, pentru a promova meciul. Ați avut și de la Beliu copii? N-am avut de la Beliu, deoarece am avut vineri o etapă la grupa de copii aia mică. O să mergem vineri aceasta împreună cu domnul Vesel de școală și eu o să plecăm cu un grup de 24 de copii la meciul de vineri. Super! Deja am înalt etapa, adică în loc de vineri am programat-o joi. Ca să vă întâlnim. Da. Cred că a fost unic în țară la nivel de cluburi, cu atât de mulți copii, atât de mulți copii în tribună. Cred că numai la meciul național s-a întâmplat să mai fie, să fie așa mulți copii. Așa este. Să începem despre fotbalul nostru. Sabin, ar vrea să ne prezinți pe scurt clubul CS Beliu. Clubul nostru CS Beliu s-a înființat în anul 2014. Și de atunci 2 ani a fost în Liga 6 și 2 ani în Liga 5. În 2018-2019 am promovat în Liga 4. Și de atunci suntem promovați în Liga 4 și continuăm mai departe. Care e obiectivul clubului? Obiectivul clubului e între 1 și 6, primele 6 echipe, dacă reușim. Da, și locul 7 o să fie bun. Succes! Mulțumesc! Costel, ești antrenorul principal al echipei CS Beliu. Dacă până acum antrenorii invitați sau nimerit a fi destul de proaspeți, ești la echipă de ceva vreme. Care e secretul longevității tale la Beliu? Așa este, sunt din anul 2019, de când echipa a promovat în Liga 4. Secretul este și faptul că sunt de acolo, părinții mei se atrag de acolo, eu locuiesc acolo. Poate și de aia am preferat să rămân acasă, indiferent de ce oferte sau discuții au fost cu alte echipe mai bine clasate sau mai puțin bine clasate ca și echipa din Beliu. Aveți un nucleu de jucători locali și care joacă de ceva timp împreună. Păi și ăsta secretul unei, pentru faptul că sunteți o lucrătare, mai ales pe teren propriu? Da, avem marea parte jucători localnici din împrejurimi. În anul 2023, în vara anului 2023, am făcut o restructurare totală, adică în proporție de 90% am dat drumul la jucătorii care am avut, am dus la jucători de pe zonă, cu care se vede reușim niște rezultate importante, spun la nivelul Ligii a 4-a, și încercăm să mergem mai departe la fel, cu rezultate bune și cu implicare al tuturor părților din zona noastră. Cum veți lupta pentru câștigarea campionatului? Este o luptă grea, cred că toate cele 5 echipe au șanse, dar cred că un pas în față are viitorul, ținând cont de diferența de puncte care o au. Sântana, cred că este locul 2 și urmăritoarea principală, iar restul echipelor au și ele șanse, Poliș, Curtiș, Felnac, dar cu șanse minime, să zic așa, pentru accede în Liga 3. Ești un antrenor coleric, așa. E adevărat. E adevărat. Poate că eu îmi doresc meci de meci, antrenament de antrenament și când mă bag cu băieții la antrenament sau jucăm un fotbal, tenis sau eu știu, orice activitate, vreau să câștig. Și atunci vreau să le transmit și lor spiritul ăsta de câștigători, iar când intre în teren, se intre cu dorința de a câștiga fiecare meci și de a da totul pe teren. De
Deci se transmite asta și jucătorul. Da, sigur că da, se transmite și jucătorul, da. Sabine, ești de mulți ani în fotbalul județean, așa cunoști campionatul, care e părerea despre campionatul Ligia 4, mai ales așa în ultima perioadă? În ultima perioadă, e adevărat că am observat și asta, dar cred că viitorul și mai ales în Tana, care e în urmă acolo și pândește bine la locul întâi. Celelalte nu prea le văd să aibă obiectivul acesta. Deci pronosticul e viitorul sau Santana, nu? Exact. Eu aș merge cred că pe Santana. Păi la cât de strâns și cum s-a terminat campionatul anul trecut, când a fost așa tot așa o diferență mare, s-a refăcut și s-a câștigat în minutul 94, nu? Da. Ne putem aștepta la orice. Da. Dacă la emisiunea precedentă spuneam că din punct de vedere fotbalistic n-au început de săptămâna trecută tocmai plecut, fiind vorba despre retragerea INE-ului care a spus pas competiției, de data aceasta am început o poveste excelentă, pentru că arădeanul nostru, reputatul arbitru internațional Ovidiu Hațegan, a fost desemnat de către FIFA să facă parte din corpul arbitrilor la Olimpiada de la Paris. Este singurul arbitru român prezent pentru a doua oară la Jocurile Olimpice, după ediția din 2016 de la Rio de Janeiro. Îi urăm succes și multă sănătate. Știm că ne va reprezenta cu cinste și onoare. Așa este, succes. Cum este Ovid în general. Îl cunoaștem de mult. Sigur. Am avut arbitrașe cu ei. La începuturile da, la sigur. Da. Da. Păi așa au început-o, nu? De la nivelul, da, de la nivelul de jos. Uite că unii reușesc să ajungă, le doresc sau le dorim la cât mai mult să calce pe urmele lui și trebuie să fie conștienți că a plecat de la Liga așa sau de la ultima ligă. Așa este. Așa este și Liga a plecat de la Liga de Liga 4. Asta le spun și eu la fotbaliști. De la, practic, la copii și juniori. Că doar ei au și el. Și da, asta le spun și eu la fotbaliști, că toți am început de undeva de jos și putem să ajungem sus. Acum depinde de munca lor și eu zic că principalul tu al lor trebuie să fie educația. Fără educație, eu spun că nu poți să ajungi acolo sus unde dorești. Educația e necesară. Necesară. Da. Sport, performanță, orice. Așa este. În industrie, în farmacie, în șoferit, în orice. Da. Continuăm cu rubrica noastră permanentă, golul etapei. Propunem etapă de etapă goluri frumoase sau goluri din faze spectaculoase și astfel le vom oferi posibilitatea iubitorilor de fotbal și nu numai să voteze pe Facebook TV Arad cel mai frumos sau spectaculos gol. În etapa precedentă am avut 3 propuneri și anume goluri înscrise de Dan Moraru și juniorul Alexandru Mitu, ambii de la Victoria Felnac, precum și golul marcat de Raul Țăru de la Globuls, după o impetoasă așa acțiune pornită de la mijlocul terenului. În urma părerilor exprimate pe Facebook TV Arad, coroana etapei, ca să spunem așa, este adjudecată de Alexandru Mitu, votat cel mai frumos gol. Mulțumim pentru voturi, frumos pentru Mitu, care încă este junior. Da. Reamintim telespectatorilor că și propunerile din această etapă vor putea fi vizionate și votate pe Facebook TV Arad. Avem goluri deosebite și acum. Un pic de Liga 3-a, scurt așa să vorbim, în seria 8-a unde activează județelele noastre. Au fost 3 meciuri, ACB Ineu, Gloria Lunca Teo 0-0, Progresul Peci Cașoi Milicova 5-0 și Socodor Periam 2-2. Eu zic că un rezultat important făcut de Socodor, ținând cont că echipa din Periam au avut niște rezultate bune, mai ales cu județenele noastre, am câștigat atât cu Ineu 2-0 cât și cu Cermeiu 2-0 în două rânduri. Eu zic că Socodorul, egalând de două ori, a reușit un rezultat bun. Un rezultat și bun. O corecție cam severă așa dată lipurile de către Pești. Da, acolo da. Pești se pare că au o echipă bună și că probabil o să câștige play-out-ul. Da, și la Lipova lucrurile nu merg cum trebuie. Am văzut că nu prea merg cum trebuie. Iar la Ineu și la Cermei, cred că două echipe, acum fără să stau, două echipe modeste. Am înțeles că și cele două antrenori au spus că a fost un joc foarte, foarte slab. Un joc foarte slab între cele două echipe. Probabil pe CK le pare rău și acum și că nu s-au calificat în play-off. A fost acolo la da, e o echipă bună. Eu zic că e o echipă limite. De play-off, dar pe CK este o echipă de play-off.
A fost la limită ultima etapă. Eu am avut un meci greu la Bihor, care eu zic că totuși este o echipă de Liga 2. Trebuia să-și asigure dinainte. Da, dinainte, să n-ajungă la meci cu Bihor, care e o echipă foarte bună, foarte bună. Bun, trecem în iarbă să vizionăm și să discutăm despre ce s-a întâmplat în Liga 4, Liga 5, Liga 6 și la juniori. Avem imagini de la toate, nivelele. Și le mulțumesc și de data aceasta observatorilor și oamenilor din stafful echipelor care ne trimit etapă de etapă imagini. Începem cu CSB-ul Polișana Poliș. 4-0, cred că e un scor la care nu v-ați așteptat. Eu zic că acum, bineînțeles, scorul este unul ok, să zic așa, 4-0. Dar eu m-am așteptat de la Beș, le spun etapă de etapă, pentru că din prima etapă de la Sântana am făcut jocuri bune. Chiar dacă am pierdut și prima etapă, am ratat un penalt și am avut alte ocazii. Și la Shimano, unde am pierdut, am făcut un joc poate mai bun ca și meciul cu Pauliș. Dar meciul cu Pauliș a doua repriză ne-am descătușat, am avut o discuție la pauză cu ei. Ne-am descătușat a doua repriză și am început-o foarte bine. Am dat 3 goluri rapide, între care un gol, golul 2 foarte frumos și cele 3 goluri marcate de Mașniță. Deci am dat niște goluri rapide și nu mai s-a pus problema câștigătoare, cred, în acest joc. Da, sunteți echipați în tradiționalul echipă albastru, da. În rezumatul nostru. Într-adevăr, Rus a dat un gol, da, un gol de frumos. Kilogram așa, îl avem și pe, ca propunere pentru golul. Da, cred că este un gol frumos, un gol care poate pe locul întâi. Se bate și la golul campionatului. Da. Vom avea la final așa. Mai ales că el joacă pe postul de fundaș dreapta și se întâlnește rar cu ocazii să marcheze golul. Cred că am mai marcat un gol în turul campionatului, în meciul cu Ineu. Dacă Mașniță e în zi bună, dacă dacă Mașniță e în zi bună și ceilalți jucători, că nu, echipa nu stă într-un singur jucător, avem băieți foarte buni, dar da, dacă Mașniță poate și poate să alerge, poate el, noi l-am luat din Liga 5-a. Și a fost o perioadă de acomodare. Au stat câțiva ani în Liga 5, cu mare majoritate a jucătorilor care i-am dus la echipă, au stat câțiva ani în Liga 5. Și atunci a trebuit o perioadă de acomodare, să-și intre ritmul de antrenamente, ritmul de jocuri. Totuși, Liga 4, spun că este o diferență foarte mare între Liga 5 și Liga 4. Și atunci, până și-a intrat în antrenamente, au apărut starea aia de oboseală. Știți, când a venit și a făcut antrenamente, au apărut starele alea de oboseală și atunci, a fost mai greu cu el. De data asta a fost cu mine, n-ați luat decât două cartonașe galbene. Și le-am luat pe bucuria. Cei doi copii de pe bancă lângă mine, Cohan și cu Zamă, s-au bucurat și au pătruns pe teren și au fost sancționați cu cartonaș galben. Deci pe joc n-am luat niciun cartonaș galben. Mai rar. Mai rar acum. Da. Da, arbitru Nicoraș, cred că și la penalti a fost prompt. Da, nu, avem arbitri foarte buni. În Liga 4 avem arbitri foarte buni. De aia supărare. Acum mi-a la meci cu Shimano s-a putut trimite unul dintre acești mulți arbitri care avem buni. Ciba era, a găsit așa o ușoară scuză, declarat pentru Sport Arad că singura scuză care ar putea avea era faptul că s-a fost meciurile la ora 11 și nu prea sunt obișnuiți. În rest, nu le-a găsit nicio scuză. Noi am pus meciurile la ora 11, toate le-am pus de acum, pentru că noi, nu știu, nu țin minte să fi pierdut vreun meci la ora 11, noi după masă avem probleme. Parcă vin mai moleșiți la, nu știu, la stadion, poate că mulți dintre ei lucrează și atunci apare starea asta de moșa. Așa, dacă vin dimineața și ăsta, foarte ok. Mâncă bine de amiază și după aia e mai greu. Da, după aia e mai greu. Probabil e problema aceasta. Mulțumit de cum a mers echipa în acesta, Samin? E foarte mulțumit. Deci nu mă așteptam la rezultatul acesta. Știam că o să câștigăm, dar nu la 4-0. Hai că n-ați fost chiar așa sigur acum. Chiar așa sigur ați fost că îi bateți pe până. Da. Deci eu am fost sigur, fiindcă băieții i-am văzut și la antrenament, mai ales că am făcut și recuperări și totuși sunt mai bine pregătiți acum. Da, băieții se pregătesc bine, să implică la antrenamente și v-am spus că și la Shimano au jucat bine. Acum se poate întâmpla orice, să câștigăm sau să pierdem, mai nu e o problemă. Și nu avem absență. Da. La pregătire. N-avem opțiune la pregătire și asta contează foarte. Da. Da, să ai aproape întreg lotul la antrenamente. Câte faceți? Două, trei? Două. Ai două antrenamente, să ai tot lotul, contează foarte mult. Da, da. Și la pregătirea echipei mari vin și juniori. Foarte bine. Deci împreună cu ei și totuși poți să faci altceva. Sigur că da. Mergem mai departe. Viitorul Arad Șoimișiman 2-0.
Vezan își face datoria încă o dată, își arată clasa, dacă mai era nevoie să-și mai arate clasa. A dat un gol extraordinar, șut cu stângul, vedeți? Da, cu exteriorul, da. Execuție de plasa laterală. Da. Viitor au niște jucători care au jucat cu state în Liga 1, să zic așa, un Munteanu, un Vezan, un Gâlcă, Popa, Bier, au fost niște jucători foarte, da, foarte... Da, jucători cu experiență. Cu experiență și jucători care au jucat la un anumit nivel și sigur că da, chiar dacă cred în unele momente că îi domini, îi vin cu niște execuții. Și au și tinere. Golul 2 a fost marcat, lucrat de Stoianovici și Narsesovici, acolo pe dreapta, pe da, frumoasă, și... după un contact așa, umăr la umăr serios, spune și... Și cei doi tineri care sunt titulari, Bulboacă și cu Bicling, au jucat Liga 2 la Dumbrăvița, deci da. Nu, au venit de undeva de sus. Și Mandu a vrut, dar nu cred că a putut. Da. Acum nu. No, și au încercat și șansa. Probabil că, m-a spus, Vezeanu a prins o zi bună, o execuție. Da, și Mainiță și ca și da, și atunci... Da. Ca să împlind în jucătorul de top a echipei, prin o zi bună, e greu să... Să emiți pretenții, da. Mai ales și la o echipă bună. Așa este, așa este. Concluziona foarte bine. Iarăși a fost un meci disputat în limitele fair play-ului. Arbitrul Alin Deac nu a scos nici la acest meci, niciun cartonaj din buzunar. Nu. Frontiera Curtici, Victoria Felac, 2-0. A marcat Dochița, minutul 34 și Avrămuțiu. Nu prea avem imagine de la acest meci puțin. Un meci între două echipe echilibrate. Probabil că Curticiul jucând acasă și-a câștigat datorită că a jucat acasă. A fost gazdă. Probabil că a avut mai mare inițiativă și a reușit să câștige acest joc. A întrerupt, așa, Felac își dorea o triplă, adică își dorea... Sigur că fiecare echipă își dorește să câștige, dar au venit după două victorii, probabil că s-au simțit în mână, dorea și... Probabil, da, dorea să lege, da, să lege a treia victorie. Da, de data asta n-a fost. De data n-a fost, da. Și Curtici au și la fel niște jucători cu mare experiență. Și, da. Au început un pic greu cu Curticiu, dar acum cred că încet. O să au jucători foarte buni. Da, au teren bun. Da. Teren bun, da, condiții bune, jucători buni, deci n-au de ce să nu... Avrămuțiu a demonstrat o dată că nu a trecut degeaba. Avrămuțiu, Varga, Palin, Pavel, Huțanu, deci niște jucători care, niște profesioniști, am văzut niște profesioniști, jucători care au însemnat ceva. A provocat eliminarea lui Țugulescu. Au jucat un sfert de oameni, un sfert de oră, 10 oameni. E foarte greu, așa, e foarte greu. Mai ales că când balanțele sunt egale, e foarte greu dacă rămâi cu un jucător în minus ca să mai... Ca Curticiu te taxează. Și nu te lasă să încerci. Să încerci ceva, da. Sau să revii în joc. Da. Podgoria Pântuta, Glogovăț 2013, 3-2. Pierdea a marcat în minutul 3 din penalti, Ispas minutul 14 și minutul 56. Respectiv, Doboș în minutul 58 din penalti și Țăru în minutul 79. Hai. Pâncota e în echipament al negru pe imaginile noastre. Pita scrie din nou. Da, am văzut că a fost 3-0 pentru Pâncota, după care Vladimirescu a încercat o revenire, a ajuns la 3-2. Da, Pircea se simte bine la Pâncota. Se simte da, și bine spus la într-o declarație pentru Sport Arad că a găsit un grup unit, îi convine poziția în care joacă, așa, în spatele vârfului. Da, și doilea vârf. Văd că e eficient acolo, poate da randament. Da, Pâncota cred că e echipa neînvisă în returul ăsta de campionat, dacă nu mă înșel acum. Da. Și Glogovățul s-a trezit târziu, dar au ratat pe final de primă repriză, au ratat un penalti prin Onețiu. Etapa trecută Onețiu înscrisese tot din penalti, de data asta l-a ratat. La 2-1 înainte de pauză. Glogovățul este o echipă incomodă acasă. Acasă este o echipă foarte incomodă, s-a văzut și în tur și în retur, egal cu Viitorul. Acasă joacă foarte incomod. Acasă le nu prea pierd puncte sau dacă pierd puncte, a văzut, fac un egal cu Viitorul sau cu ceva de genul. De asta. Și pe noi în turul campionatului am pierdut un singur meci afară la ei. Chiar că dacă noi toată lumea zice că Belu joacă bine acasă, dar în turul campionatului Belu a pierdut un singur meci afară la ultima etapă de deplasare la Vladimirescu. Țăru a scris din nou un gol frumos. Are o acțiune asemănătoare ca și cea din meciul trecut de acasă, pleacă aproape de centru
Este un jucător de explozie, de da, pleacă. Da, stă bine, are... Da, centru de greutate jos da, și pleacă. Da, l-am văzut. Șutează l-am văzut. Bine. Da. Știu că l-am, da, l-am, la, l-am mai văzut și eu, da. Este un jucător cu centru de greutate jos și pleacă repede. Spunea Remus Lung în emisiunea trecută că îi așteaptă o serie de meciuri așa mai dificile, mai adevărate pe cei de la Pâncu, dar aia care de primul a trecut, a trecut cu bine. A trecut cu bine. Național Sebiș Unirea Sântana 0-5. Olteanu minutul 28, Abraham minutul 39, Filimon minutul 56 și două goluri, Cosma minutul 70, minutele 79 și 83. Și aici un meci fără cartona și arbitru Saladea n-a avut ce să reproșeze disciplinar jucătorilor. Probabil că sebișenii, copiii ăștia tine de la Sebiș au vrut, dar nu poți să le faci față. Am asistat la acest meci din tribune. Nu s-a pus problema niciodată. Sântana s-a stus, a fost într-o singură direcție, deci a fost echipa mai bună. Au și Sebiș și niște copii, dar probabil că îl mai trebuie câtva timp să joace împreună și să maturizeze pentru a pune probleme. Sântana, ca de obicei, cu tricourile roșii, pe imaginile noastre, rămâne în continuare la 6 puncte de lider. Și ziceam... Eu v-am spus, o să vedeți până la sfârșit, maestră. Categoric? Deci nu se știe niciodată. Categoric mai este și încă nu i-a jucat. Da, că eu, pentru că mai sunt multe puncte în joc. Îl cunosc bine pe Abrudean, pe Știli și știu ce poate. Da, mă întâlnă bun. Sigur. Da. Sigur că și Sebișu, dacă se va păstra lotul ăsta, că sunt tineri, Balint, un antrenor bun. Da, un antrenor cu meciuri multe în Liga 1, nu? Adică la Oțelul Galați, în cupele europene, da. Dacă va păstra lotul și mai va aduce 1, 2, 3 jucători cu experiență care să-i strunească pe cei tineri, da, cum să nu, sezonul viitor o să fie și ei, unul cătare. Au fost echipă bune tot timpul la Sebiș. Avem un gol frumos marcat de Olteanu, o face din nou, gol din semifarfec, așa, propunere pentru golul etapei. Etapa asta avem mai multe propuneri, mai multe goluri frumoase. V-am spus, la Beliu a fost cel mai frumos. Rămâne acum să vedem. Fiecare cum crede. Unii poate apreciază modul cum a executat Vezar, alții apreciază distanța și cum a tras rusul nostru. Da. Goluri frumoase, deci așa este. Da. Va fi la limită, așa, strâns. Și Abraham înscrie iarăși un gol cu capul, a fost, vedeți, o frumoasă pătrundere pe dreapta. Da, și pe noi ne-au pus mari probleme în meciul cu ei. Nu l-am știut, că a fost chiar prima etapă și ne-au pus mari probleme. Mari probleme. Chiar pus și cu nou. Voi da. Pe dreapta acolo a făcut, da, da, făcut o incursiune pe dreapta bună, scos-o în fața porții la bulă și ne-au taxat. Chiar dacă a doua repriză am controlat noi total jocul și am vrut să revenim, și revenim la 2-1, mai am niște ocazii, dar nu, și cu noi a jucat foarte bine. A jucat foarte bine. Au avut noroc. Sântana. Da. Da, păi când se iau jucător din ăsta, e așa, da, da. Poate fi, da, poate nu fi. Da. Atletico Vinga, Victoria Zăbrani, spuneam în etapa trecută, la emisiunea trecută, că Zăbrani posibil să meargă la Vinga și să spere la măcar un punct, dacă nu la mai mult. Iată că echipa lui Leo Pința s-a întors cu toate trei punctele de la Vinga. A marcat Stoin în minutul 17 și Godoci în minutul 85. Godoci ăsta e un copil bun, l-am avut la Mândruloc. Tehnic și mă bucur pentru el că... Au câțiva copii buni la Zăbrania și după meciul cu noi am spus la președintele lor că am văzut doi copii buni. Bun, bun, doi copii pe lateral. Am înțeles că de la Lipova au făcut jinatul pe la Lipova. Da, 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 da. Au doi copii foarte buni. Godoci e unul dintre el și da. Acțiunea lui e și propunere pentru golul etapei. Se duce bine, frumos, așa, pătrundere în viteză. Da. E tehnic. Tehnic, rapid, schimbă da. Direcția repede. Eu la noi l-am avut la modul loc acum vreo 3 ani. Cred că de atunci am mai făcut așa, mai pus pe el. Mai pus. Sunt probleme, mai ales echipele astea care vin din Liga 5, până se acomodează în Liga 4, mai durează un an, doi. Da. Părerea mea, acum nu știu, poate alții reușesc din primul an. Cred că așa a fost în ultimii ani. Da.
cam așa se continuă ce ai spus. Da, păi știu că, cum, când am intrat noi. Și deci nu fost... să vii așa de exact. Alt nivel, altă pregătire, altă... Când vii la Liga 4... E o diferență foarte mare, dar între Liga 5 și Liga 4... Da. Acum nu știu dacă e cea mai mare diferență între ligi din fotbal, dar până cel mai... Voința Macea, Ineu, 3-0 fără joc. Victoria Medlac a stat. Dacă ne uităm pe clasament, Viitorul păstrează distanța de 6 puncte față de locul 2 Sântana și Frontiera Curtici urcă pe podium. Cam astea sunt importantele schimbări care le aduce etapa care tocmai s-a terminat. Dacă vorbim de etapa viitoare, avem un meci care s-ar putea să aducă un pic de limpezire a apelor sau poate să le învolbureze așa, Polișana Viitorul. Da. Polișul probabil vrea să spele meciul făcut la noi și să-și ia revanșa și în fotbal în fiecare săptămână ai șansa să arăți că ai echipă bună, că ce s-a întâmplat săptămâna anterioară nu este adevărata față echipei în cazul echipei din Păuliș. Sigur că da, eu spun că o să fac un meci bun la Viitorul și acum rezultatul probabil o să depinde de mai mulți factori. Da, cu siguranță va fi un meci disputat. Da, o să fie un meci disputat. Voi o să stați etapa viitoare împreună cu Frontiera Curtici. Înainte de a trece la Liga a 5-a, vreau să spun că să le spunem echipelor din campionatul județean că în sesiunea de proiecte promovarea sportului de performanță 2024, din păcate, primăria Arad prin Centrul Municipal de Cultură nu a acordat niciun bănuț Asociației Județene de Fotbal. Știți că an de an, mai ales pentru toamnă s-au depus proiecte, da. Ba de echipament, ba de arbitraj, ba de materiale și acum s-a aplicat pentru două proiecte. S-a solicitat finanțare pentru organizarea unei noi ediții a memorialului Adrian Lucaci și pentru dotarea echipelor din campionatul județean cu echipament sportiv, minci și alte bunuri folositoare. Cred că nu ne vă stricau așa, nu le strica la nicio echipă să primească ceva. Numai ce să spunem, probabil la următoarea sesiune de proiecte o să primim și noi ceva. Cam atât despre Liga a 4-a. Mergem mai jos la Liga a 5-a, în Seria A. Avem rezultatele prezentate pe micul ecran. O înfrângere destul de dură a Mailatului la Secu Sigiu. Mailatul cu Mailat în cupă, i-am eliminat în faza anterioară. Au echipă bună Mailatul. Am înțeles că Mailat și Tin. Sunt echipe bune acolo. Da, Mailat și Tin, Banatul, Fecica. Are și conducător. Mailat. Sigur, are și conducător. Care îl frumos tine. De Molnar. Da, păi vechi. Da, păi vechi. Păi de când mai latul pe acolo așa. Da, din 2006-2005. Exagerând, sigur că da. Și pune suflet acolo, De Molnar. Da. Progresul Pecic a bătut la Viitorul proiect 4-0. Derby, nu mi-a fășat zonal un pic. Și timp, 4-0 a dat la Olimpia Bujac. Avem aici trei dintre golurile marcate de Progresul Pecica, le avem în imagini. Pecica este în albastru. Și de asemenea mai avem imagini de la Banatul Arad, care tot în echipament albastru, face o remiză acasă cu Sâmb Paul și coboară pe locul 3. Dacă băteau, rămâneau pe 2. Banatul cred că e o echipă care încet, încet așa vrea să tragă. Seria e cam departe de noi și va fost foarte decent și mai la care am jucat. Nu prea am cunoștință de ce echipa au, nu prea așa. Este mai Latul, este Pecica, este Banatul, nu și Șetinul care sunt echipele care se bat așa acolo la podium. Da. La podium, să zicem. Promovarea, vedem. Da, îi cunosc. Nu la pronost strâns, da. 26, da. 25, 24. Nu pot să și Sâmb Paul era odată, cred că era acolo sus, dar mi se pare că am pierdut niște meciuri. Da, de puncte și... locul 6. Am pierdut niște meciuri și au venit mai jos. La mijloc deocamdată. Da. În seria
Bede din Liga 5. Sântana 2016 bate cu 6-2 la Horia. Și Pilu bate acasă pe Livada cu 3-1, revine în șutea clasamentului. Surprinde un pic aici victoria Spicului Olar, care a învins Gheoru. Da. A învins Gheoru cu 3-2. Nu cred că s-a așteptat prima echipă să piardă chiar la Spicul Olar, care au dat 3 victorii cu asta. Da. Pilu și cu o echipă bună. Au și noi 2 jucători care la noi am avut în pregătire. Da, o echipă bună Pilu. Și Gheoru cu Ocman, nu știu exact ce fel. Gheoru are echipă bună experimentată. Uite cei care a preluat jucător. Liga 5. Joacă o repriză etapă. Itu, Opică. Înseamnă că au echipă cu jucători cu experiență. Mai câțiva din ăștia, e cu jucători cu experiență. General Bulescu. Cred că n-au intenție mai sus. Păi a fost aici de noți. Uite-ți și a spus, noi ne jucăm șansă. Dacă terminăm pe locul întâi și va fi să... Mergem dacă nu vă lăsăm pe următoarele. Corect. Dar ei, da. Eu să fie care mergi pe teren. Sigur că da. Aici trecem mai jos în seria C. Avem și de aici imagini. Crișul profită de faptul că Unirea Gurahonț a stat și trece pe primul loc. Aici părea mea că sunt 3 echipe foarte bune. Unirea Gurahonț, cum a spus și dumneavoastră, Buteniu și Chișinău Criș au jucători buni, condiții am văzut cât de cât bune. Probabil că între ele trei se alege câștigătoarea primului loc și cea care o să... Avem imagini de la Voința Sintea Mare, Viitorul, Satul Nou. Avem Crișul Alb, Buteniu, Viitorul Șepeiuș cu Sebastian Bacu, scrim din penalti. De la Flacăra Țipar, care e în echipament alb, Cetate Dezda. Oamenii ne trimit așa și le mulțumesc că primim imagini, să fie văzut la televizor că în fotbalul ăsta județean are multă pasiune în unele, admiratorii. La... Crișu și Gurahonțu sunt la celălalt număr de meciuri jucate, 13, Crișu 33, Gurahonțu 32 de puncte, cum a spus Buteniu 30, luptă strânsă. Trecem mai jos la Liga a 6-a, etapa 15-a. Săvârșinul profită de faptul că echipa din Șirea a stat și prin victoria obținută la Semlac trece pe primul loc alături de Șirea a stat și Mureșana Mândrilor. Trece avem în seria asta două echipe, stau etapă de etapă. Va fi Șirea probabil că au condiții. Au lăsat la 2 puncte de Săvârșin, au meci mai puțin. Au echipă, au condiții. Da. Sunt copiii tineri. Da. Ne-am văzut că au jucat la junior cu noi, cu Bele. Și copii buni. Sunt pe Chivu. Probabil că o să acceadă în Liga 5-a și ea, cu siguranță. Fac și antrenamente. Fac antrenamente. Face cu ei acolo, îi strânește bine. Cosmin, probabil că o să ajungă și în Liga 5-a. Le dorim succes. Vedem cine... Că și să mergi și nu vrea. S-au întărit acum un pic în retur. Păi, vicele... Marius Neamț acolo care îi trage și el echipa după el, care are experiență, știe, încă mai poate. Așa este. El e motorul echipei. În seria B, favoritele s-au impus. Iar clasamentul a rămas neschimbat. Calmagiu a bătut cu 4-1 la Chiar după ce etapa trecută. A luat bătaie. De la Boxigo. Da. Boxigo au bătut și ei, au mers la Sintea Mică și se mențin pe primul loc. Boxigo, da, și aici părea mea că Boxigo au echipă. Aici stau într-un punct. Bună de nivel de Liga și chiar foarte bună de nivel de Liga 6 și cu siguranță s-a acceadă și în Liga 5. Păi Boxigo 28, Socodoro 28, Progresul Elmagiu 27. Socodoro probabil că o să bagă copiii care joacă minute puține în Liga 3-a. Mai duce din ei și mai bag la Liga 6 să facă minute, ceea ce e și normal. Plus juniorii, da. Tibidara face o treabă bună acolo. Foarte bună, foarte, foarte, foarte bună. Ei, și la juniori și la seniori. Au dat și cu pe copil, nu pe Raul Stanciu, l-au dat la UTA.
Da, fac o treabă bună. Fac o treabă bună. E foarte dedicat copiilor acolo și are mulți copii. Are multe grupe de copii. Ce e mai important sunt copii, dacă reușim să-i creștem, a spus și fac o educație aleasă sau aparte, eu zic că poate să ajungă. Prin sport poate să ajungă undeva unde ca să acumuleze niște câștiguri ca să poată întreține în viață. Urmează să discutăm despre cei mai tineri competitori ai campionatului județean, juniorii. Și de aceea studioul nostru ni s-a alăturat și cei tineri. Lângă mine se află Arina Țolea, colega mea. Bună seara! Care îi va adresa câteva întrebări juniorului echipei CSB Beliu, Raul Darian Popovici. Bună seara! Alina? Raul, ești printre cei mai promițători juniori ai echipei din Beliu. Povestește-ne puțin despre parcursul tău în fotbal de până acum. Păi mi-am început junioratul la INEU la vârsta de 11 ani și am petrecut 4 ani acolo și după am venit aici la Beliu să-mi termin junioratul. Ești golgheterul echipei de juniori. Cum te simți în postura de principal marcator? Mă simt foarte bine și încerc să marchez în fiecare meci, atât și la juniori cât și la echipa mare. Care este echipa ta preferată? Real Madrid. Și din România? Dinamo București. Iar jucătorul tău preferat? Din România sau din... Indiferent. Cristiano Ronaldo. Pui și tu în practică ceea ce vezi la el, atât la antrenamente cât și la meciuri de fotbal? Încerc, da, să pun în practică mentalitatea lui și stilul lui de joc. Care este visul tău legat de fotbal? Să progresez într-o ligă mai superioară și să joc cu plăcere cât pot de mult. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și îți doresc mult succes în tot ceea ce îți propui. Succes, Raul, și din partea mea și m-aș bucura că pe viitor să te aplaud pe un stadion mare. Doamne ajută. Da. Avem imagini de la jocurile campionatului de juniori, de la 3 meciuri, Podgoria Puncăta Chișinău Cluj Junior, unul din seria B, unde chiar avem golul marcat de Neamț Ștefănos Mădălin, care deschide scorul. De fapt, el a marcat ambele goluri în meciul respectiv. Și de la junior de Globovăz, Viitorul Arad și Sporting Arad, CSS Gloria Arad. Repet, junior 2. În seria 1 a juniorilor 1, Viitorul a învins cu 8-0 pe Gloria Arad și menține o diferență semnificativă față de locul 2, Progresul PG, care are 45 de puncte. Deci juniori și sunt, juniorii Viitorului sunt neînvinși. Ați jucat cu ei? Vreun meci cu Viitorul? Nu sunteți în acest. Da. Ei rămân neînvinși după această etapă. În seria B, în partea superioară s-au produs ușoare schimbări, dar INEU rămâne în frunte. Am vins cu 3-2 pe Socodor, dar urmăritoarele Sevișu și Pâncota vin tare din urmă. Sunteți pe la mijlocul clasamentului, nu stați rău la capitolul junior. Dacă mai creșteți un pic... Am avut băieți și mai buni, dar unii dintre eu cred că la muncă afară. Au reușit să găsească un job aici noi și ne-au fost o patos. N-am fost înscris la un grup școlar și atunci o trebuie să pleci afară și să înceapă pe gași. Câștigă bani. Cred că seria asta, voi cota ce o să fie greu. Deci are băieți foarte bun și îi pare și alte ori. Da, da. Bun, cred, după cât i-am văzut că am scat cu ei. Și Remus e și cu Sergiu Dragalina îi lăuda și spera. Să mai spunem că în Arad, la Livada, se va desfășura faza regională a Cupei Satelor la Under 13. Este competiție organizată de Federația Română de Fotbal în colaborare cu Asociațiile Județene de Fotbal și este dedicată copiilor din mediul rural. Am avut toate fazele județene. Echipa câștigătoare este Livada și ea ne va reprezenta la faza regională împreună cu echipele calificate din județele Timiș, Caraș, Severin și Hunedoara. Se organizează la ei la Livada, le dorim succes. În final să vorbim despre golgheterii campionatului. Tot un junior îl avem și aici pe primul loc, este vorba despre promițătorul Cordoș. Andrei de la Șoimișiman are 26 de
de puncte. Să aici predomină juniorii, pentru că la voi se marchează multe goluri așa și cine e bun iasă în față. Sabin, Costel și Raul, vă mulțumesc că v-ați făcut timp să participați la emisiune și sper să mai reveniți și cu altă ocazie și vă doresc succes în proiectele voastre. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit și în seara asta. Vă rugăm să nu uitați să votați golul etapei pe Facebook TV Arad și până la următoarea emisiune vă spunem o seară bună tuturor. Seară bună! Seară bună.